Unde sunt și 6 jucători ai Stelei, bate Burceanu cu dreptul, nu poate Iliev să trimită cu pieptul, aruncare de la margine pentru Steaua. A fost convins și roșialbaștri că mingea a fost trimisă în afara terenului de un jucător al CFR-ului. Capetanos acum greșește în fața lui Brandan, scoate argentinianul mingea de acolo, intervine însă excelent Camora în fața lui Cristi Tănase, CFR periculoasă la această fază. Norocul Stelei că pasa lui Sixto Peralta a fost foarte, foarte slabă. Nici Geraldo nu reușește însă cine știe ce la această tentativă de a-l angaja pe Andrei Prepeliță. Prepeliță până la urmă rămâne jucătorul Stelei cu cea mai mare ocazie la roșialbaștrilor. De fapt, cu prima mare ocazie a roșialbaștrilor, acea minge expediată în transversală, pentru că a venit și ratarea lui Rusescu din 6 metri. Văzut un dialog între